toate au fost extrem de copleșitoare. Mama a plâns foarte mult, aflând că cât de greu și cât de rău i-a fost acolo și mai cu seamă că am venit cu confirmarea clară cum că a murit acolo și toate poveștile legătură cu moartea ei. Deci mama a fost distrusă. My mother, perioadă destul de lungă de timp. My mother was very affected when she found out about the reality. She was very affected by her her daughter experience in North Korea. She find out about all that happened there, that she, how she was mistreated and so on. Mm-hmm. And of course the fact that she, it was a certainty that she died. Mm-hmm. And those things combined made her very sad, and for a long period of time she mourned her daughter. Before her, before your mother's death, did she, do you remember what kind of things your mother talked about with Dunya? After? Before her death, this summer, did she, maybe many things she talked about. Mai avea speranța, adică ați realizat acea ceremonie de îngropare în 86. 84, așa, după 6 ani. Mai aveați cineva din familie vreo urmă de speranță că ea totuși trăiește? Mama a întrebat dacă da, avea. Da. Mama își, cum să spun, și-a pierdut speranța și că își va mai vedea nepoții. Pentru că eu pentru asta am pledat, știind că ea a murit, pentru asta am luptat, să, până nu închide ochii, să-și vadă nepoții. N-am mai apucat să-și vadă nepoții. Dar nu, vorbim de momentul dinainte de 90. Dar și this summer, before she died, this summer. This August. This August. Well, she had some hopes that she will meet her nephew. Nu, și-a pierdut speranța. Și-a pierdut speranța că va mai avea posibilitatea să-și vadă chiar și nepoții. She lost her hope that she will meet her nephews during her life. Grandson for her. Yeah. Okay. But I also asked, și asta, mă rog, ar fi, cred eu, interesant să spuneți, dacă atunci, în 84, sau din 84 până când ați aflat, din 84 când, mă rog, ați organizat acea confruntare. Cum să zic, am pus cumva capac, am zis, dom'le, nu mai este, s-a dus. Pentru că până în momentul ăla, până în 1978, din 70 de când a plecat și până în 78, lăsând la o parte cele două vacanțe pe care, de vară pe care le-a făcut prin România, nu trecea o săptămână să nu trimită vreo vedere sau vreo scrisoare. Nu treceau două săptămâni fără să vorbească la telefon cu mama. Noi nu aveam telefon la vremea aia, dar ne chema peste stradă undeva. Era un paznic care avea un telefon și avea un număr acolo alocat. Și mergeam acolo și vorbeam la telefon. Very, very interesting story. I asked if they lost hope in the 80s, you know, before finding out that she was in North Korea. Mm-hmm. You know that they had that ceremony of burial in 84, 1984. Mm-hmm. But I asked, do you lost the hope? And he said yes, and explain why. Because between her living in Italy, mm-hmm, and until 78, mm-hmm, she was calling them weekly. They didn't have a phone in their home, mm-hmm, but there was a neighbor, not a neighbor,
a guardian who stood a guardian. It was like ce păzea paznicul ăla? Era portar la o întreprindere. It was a factory and nu era factory, era o clădire de birouri. Okay, office building. In an office building there was this telephone mm-hmm. and she called there. They didn't have telephone in their shop. Oh, ăla venea, ne chema. And the guy from that office building mm-hmm. called them. I mean, he came by foot and called them. Come on, your sister or your daughter is calling really? On the phone from really? Italy. Mm-hmm. And that happened weekly. Mm-hmm. So that after 1978, because she didn't call anymore for such a long period of time, they were niciun semn de viață, nimic. They were certain that something bad happened, mm-hmm. and that's how they had that warrior ceremony. He said that we closed the door, we shut the door mm-hmm. at that time, so that no more hope. Something interesting in all this story? Yes, it is, because, well, maybe... Maybe for the Japanese people, it's interesting. What do you think? Well, I think so, but, you know, because, as you know, in Japan, it's such a big social attention about these abductions, so there are so many, how to say, let's say we call human stories, you know, stories about victims, but mainly Japanese victims. And actually, you know, before coming here, I made a lot of research about your sister, but I couldn't find concrete information about whole of her life. So that's why I wanted to ask so many, well, personally. Yes, yeah. And I think you have talked about this so many times, but still there are many points which are not so clear for me, and I'm sure most of Japanese don't know about there's also victim, Romanian victim of this abduction, because I didn't know about that until Mr. Ebihara talk to me, and but Mr. Ebihara knows very well. Yes, the whole story. Person. Yeah, and because he was with me everywhere in yeah. Tokyo, in South Korea, in Geneva. We discuss a lot. Unofficial mm-hmm. with the beer in front of us. l-am învățat la rele pe Bihara. Era un băiat foarte cu minte și acum când mă vede zice hai la bere. Mr. Bihara, it was a very decent good boy. Person. Yeah. And decent person, but after he knew me, everything was changed. Atât că n-a luat fumatul, în rest. He doesn't smoke, but every time he sees him, he says, let's go drink a beer. We drink a lot. Am aici, ne-a adus cadou, pentru că și eu i-am dat palinca de-a noastră. He gave him the palinca that I talked about. Okinawa. Ah, yes. This is vodka. Yeah, this is very strong one. Did you like it? Nu am desfăcut-o pentru că așa cum el a păstrat palinca mea, a făcut fotografii și mi-a arătat că a păstrat-o, n-a desfăcut-o, așa și eu o păstrez pe asta. Dar pentru noi pot să o asigur că nu e destul de tare. he can assure you is not so strong. It's not so strong. Yeah, it's very strong. For us it's not so strong. Really? For the Japanese it's strong. Yes, it is. Yeah.
Well, palinka can be like 60 degrees alcohol. With 20 degrees stronger than this now Japanese vodka. Now my husband lives in Okinawa, so he always drunk. Yeah, I know. Păi Bihara îi puneam așa de un deget în pahar și trebuia după aia aproape să-l duc pe brațe. Deci, nu e. Ei nu. În afară de sake, sau sake este ceva foarte tare la ei. Da. Sau vodka asta e tare. Da. Vezi, pentru noi, eu pe asta o beau ca pe apă. Noi suntem puțin cam ruși, așa, suntem apropiați de ei. Well, and well, let me get back serious story. Well, because I talked with Mr. Ebihara and maybe Mr. Ebihara and I also live in how to say out of Japan. So we have a kind of feeling. You live where in? I live in Italy. In Italy. Yes, uh-huh. I'm a correspondent okay. in Italy and from Romania. Parlare italiana, la lingua italiana. Un poco. Un poco. Studiare italiană e molto difficile per me. Anyway, so... mai bine vorbește în italiană decât în engleză. Nu, nu e molto difficile. Perché tu parla bene la lingua italiană. Grazie mille. But, so... I mix up all with... Because știu, am efectul ăsta asupra femeilor. He says, I know, I have this, you know, effect on women. because I think for most of Japanese people, maybe this abduction issue is will be over if... most of the victims who are still alive, if they come back to Japan, or you know, how to say? I think Japanese government's goal is, of course, repatriation of Japanese victims. But I don't think that's the end of story because you know, as you mentioned, there are possible victims in the Netherlands and in Italy and in Romania. So it's not only issue for Japan and Korea. So I wanted to ask you, what is the goal and what would you expect, you know, final goal of this abduction? Japonia este într-adevăr țara care se ocupă cel mai îndeaproape de acest de această problemă. Japan is of course the country that seeks more closely than any other country to this problem. Yeah. În mod normal toate celelalte țări care au familii afectate de aceste răpiri ar trebui să fie foarte să-i fie alături Japoniei. Normally, all the other countries that have citizens that were abducted by the North Korean regime should be more closer to the Japan in this battle. Se pare că România și cu Thailanda nu sunt interesate să acorde, nu sunt interesate să fie aliate în această luptă. It seems that Romania and Thailand, at least, they are not interested in being allies of Japan in this struggle. Și așadar rămâne deocamdată numai Japonia și cu Coreea de Sud. And so only Japan and South Korea are in the front line of this battle. Dacă ar fi după mine, if there was about me to decide, aș face absolut orice ca să I would do anything. Ajut
guvernul japonez, ba poate chiar și pe cetățenii japonezi care sunt afectați de to help the Japanese government and the Japanese citizens that are affected by this issue. Însă după cum am mai spus but as I said before, eu nu sunt ajutat de către guvernul român cu nimic. I am not helped in any way by the Romanian government. Așa cum sunt ajutate ONG-urile, cele două ONG-uri importante din Japonia. As are the Japanese NGOs are helped by the Japanese government. Așa că am niște resurse foarte limitate. Absolut tot ce fac este din propriul meu buzunar. And so my resources are very limited. All what I do are from my pocket. From my personal my own, pocket. Yeah. Și nu pot decât să mă rezum la ceea ce fac deocamdată. Nu pot să-mi fac planuri de viitor atâta timp cât și nu pot să fiu atât de aproape Japoniei, tocmai pentru că nu am posibilități materiale să, ca și persoană fizică, să pot, să pot să-i fiu un aliat mai de nădejde. And so, being my limited possibilities, financial possibilities, I can do whatever I can do and not what I wish to do for the Japanese people. I wish to do a lot more and for the Japanese government. Și pentru asta trebuie să spun că îmi pare foarte, foarte rău. And I regret this very much. Dar ca simplu cetățean ce sunt, cetățean român ce sunt, încerc cu posibilitățile pe care le am să fiu alături de ei ori de câte ori mă invită la sesiuni, la întâlniri, congrese și simpozioare. But as long as I can, I will participate in any meetings and congresses that I will be invited so that I can bring my support and whatever I can for this cause. Do you have any personal goal, something which you'd like to achieve, for instance, to meet your nephews or to visit the country or to get apologized from the government, or do you have something which you'd like to win through this? Da, am înțeles. I understand. Lucrurile stau în felul următor. Scopul meu principal ăsta a fost tot timpul să mă întâlnesc cu nepoții. Was all the time to meet my nephews. Nu atât pentru mine, cât pentru mama mea am dus această luptă. I give my best for this fight. Not for me, but for my mother. Especially. Not necessarily for me, not necessarily, but for my mother. În momentul în care mama a murit, when my mother passed away, mai bine de jumătate din motivația mea s-a stins. More than half from my motivation had faded away. Și nu știu cam ce s-ar mai putea întâmpla în viitorul imediat
And I don't ca lucrurile să se schimbe în sufletul și în mintea mea. And I don't know what can happen in the near future so that something can change into my mind and into my soul. Față de această motivație. Regarding this motivation. Așa că scopul meu în momentul de față suferă puternic de tot. And so that my purpose my goal in this moment is suffering a lot. Yeah, because I understand to well, you know, as a Japanese, I'm really thankful, you know, what you said, I'm gonna do whatever I can do for Japanese victims and so on, but it must be so, how to say? Frustrating? Yeah, not frustrating, but exhausting. Fight, because it's like you're pushing nothing, like there's no response from the government, even though your government has an official relationship with the country, but lucrul ăsta am început să resimt această, până la urmă, nu frustrare, cât supărare pe guvernele țărilor care spun că negociază sau zic că negociază, printre care și Statele Unite. Vorbesc numai de Japonia și de Coreea de Sud. I'm angry with the governments of the states that are together in these negotiations. That are stating that they are do their best in these negotiations, but like I said before, only Japan and South Korea are in the front line of this battle. Un pic și Statele Unite. And a little, just a little bit also the United States. Se pare că nu sunt suficient de deciși să rezolve marea și grava problemă a din Coreea de Nord. The governments are not that decided to find a solution for the problem from the North Korea. Și în felul ăsta cum să spun, se vorbește la nesfârșit despre același subiect timp de mai bine de 10 ani. And so the result is that we talk a lot about this issue for 10 years now. Și nimic din câte se vede nu se rezolvă. And nothing no concrete results are gained. Singura excepție se pare că a fost premierul Koizumi la începutul anilor 2000. The only exception was Prime Minister Koizumi at the beginning of 2000. În rest, toate celelalte guverne care au urmat, numai din Japonia, ci și din celelalte țări interesate de acest aspect al răpirilor. All the other governments with interest in this issue of abduction. Ori nu au negociat deloc. There are two possibilities. One, they didn't negotiate it at all. Sau au negociat foarte infructuos sau în zadar. Or two, the negotiations were unfruitful. Neavând metode adecvate, without adequate
methods of persuasions. Pentru a se înțelege cu guvernul de la Fenia. And to get to a positive conclusion with the government, with the North Korean government. Așa cum am spus-o în destule momente anul ăsta, ori de câte ori am avut ocazia. As I said previously, every time I get the occasion, întâlnindu-mă chiar și cu ambasadorii americani în diverse țări, in meetings including with those with ambassadors of with the US ambassadors in other states interested in this issue. De 10 ani de zile se vorbește foarte mult și nu se face nimic. There are 10 years of a lot of talking and no concrete solution. Nobody makes nothing. Să încercăm niște Havana Club. Havana Club. Original. Wow! Yeah. Sunteți cu mașina. He's driving? Yes, I'm driving. It's Havana Club. It's a room from the communist country. From Cuba. Yeah. A room. Rome, it's in our language. Rome, it's in English. Okay. Well, can I ask, how do you say, you know, now victims of the abduction is getting older and older, and the North Korean government says some of them are already passed away, and so it's getting more difficult to solve this problem, and I think now, well, this is my personal opinion, but now maybe we need to think about what can we do for the second generation of victims, like your nephew, and you know. După cum am înțeles, I understand. După cum am înțeles, domnul Yokota și-a găsit o nepoată născută de fiica sa Megumi. Yeah. I understand that Mr. Yokota Mr. Yokota met her granddaughter. Yeah. Her, in Mongolia? His niece in Mongolia. Yeah. In Mongolia. Mm-hmm. Yeah. S-a făcut testul ADN și într-adevăr este nepoata lui. The DNA test proved that is his nephew, his niece. Este normal să ne gândim să facem ceva pentru cea de-a doua generație din cea de-a doua generație care se află acum în Coreea de Nord. Your question is correct. It's normal to think about what can be done for the second generation in North Korea. Yes, because pentru că părinții, adică cum să spun, cei pe care noi îi reclamăm ca fiind rudele noastre și le vrem repatriate, cei mai mulți dintre ei nu mai sunt. Because those that we their relatives are, we claim them to be repatriated. Mm-hmm. They are not, most of them are not living anymore. So that now only their children. Cel mai grav este că noi cei care luptăm pentru această